Subiectul conferinței a fost unul destul de complex. Am încercat să punem la oaltă planul de investiții cu semestrul european ca instrumente pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Și aș vrea să spun că acestea sunt instrumente europene interrelaționate. Pentru că, așa ca să mai sporim puțin complexitatea, pentru că în analiza anuală a creșterii economice, care lansează semestrul european, în această analiză anuală a creșterii, în fiecare an, în luna noiembrie, există trei priorități în ultimii doi ani. Unul, sustenabilitatea fiscală, a doua prioritate, reformele structurale și a treia prioritate, foarte importantă, stimularea investițiilor, care reprezintă exact planul Juncker. Dacă ne uităm invers, dinspre planul de investiții către semestrul european, al treilea pilon al planului se referă tocmai la reformele structurale necesare pentru eliminarea obstacolelor care stau în fața investițiilor și pentru îmbunătățirea climatului investițional și a mediului de afaceri în general. Mesajul doamnei comisar Biencovska a punctat foarte clar că aceste două instrumente europene necesită un efort comun din partea statelor membre și din partea Comisiei Europene pentru a avea succes. Iar acest efort comun e necesar să se focalizeze pe trei domenii, unde necesitatea de progres e cea mai urgentă din punctul de vedere al Comisiei, și anume creșterea investițiilor pentru a acoperi acest investment gap care există atât la nivel european cât și la nivel românesc, creșterea ratei de absorbție a fondurilor structurale și îmbunătățirea în continuare a mediului de afaceri. În același spirit de punere la oaltă a interesului european cu cel românesc, domnul vicepremier Borg a subliniat importanța de a pune pe agenda europeană industriile energointensive și asumarea de către România unui rol activ la Bruxelles pe acest subiect, dar și pe alte subiecte în consiliile COMPET, și salutăm această prezență mult mai activă în consiliile europene ale acestui guvern. Domnul vicepremier a mai punctat importanța educației duale și a învățământului profesional pentru ca învățământul să răspundă nevoilor din piață, și știm că există anumite inițiative bottom-up, atât pe învățământ dual cât și pe învățământ superior, în general de la firmele multinaționale care au forța să facă acest lucru. Avem școlile Kronstadt, avem programe de master pe care le dezvoltă firme precum Renault și Continental, dar există această necesitate de a integra mai bine top-down aceste inițiative din partea guvernului. Domnul vicepremier a mai punctat importanța unor comisii mixte între industrie și administrație pentru a discuta deschis și a găsi soluțiile structurale la problemele administrative pe care mediul de afaceri le întâmpină. Și nu în ultimul rând, o idee care nouă ne place foarte mult este această viziune economică pe termen mediu, la care știm că se lucrează și care, din punctul nostru de vedere, ar ajuta la o mai bună predictibilitate și continuitate a politicilor pe termen mediu. Pentru că vedem măsuri luate, măsurile fiscale luate destul de ad hoc anul trecut, în afara cadrului bugetar obișnuit, și auzim din partea mediului de afaceri de multe ori că această țară are nevoie de o direcție pe care o viziune economică de acest gen poate să o dea. Bun, referindu-mă puțin la planul de investiții ca atare, ce s-a vorbit dimineață, atât domnul Matthias Hoyte cât și domnul Siegfried Mureșan au punctat că la începutul planului de investiții, majoritatea țărilor, inclusiv România, au venit așa cu un shopping list de proiecte, un număr mare de proiecte, pentru ca să fie sigur că vor beneficia în urma acestei inițiative. Între timp, și de asemenea, pentru că prioritizarea investițiilor nu este un lucru foarte simplu la nivel național. Între timp, majoritatea țărilor au identificat un număr de proiecte, mai există 4 țări, fără niciun proiect, între care și România, trebuie să spunem.
Și ne bucurăm că avem împreună cu noi Banca Europeană de Investiții în acest plan de investiții, care e gata să ofere tot suportul necesar pentru aceste proiecte, în plus față de ceea ce făceau, sigur, și până acum, și avem toată încrederea în guvernul actual, vor identifica un număr de proiecte până la sfârșitul mandatului. Bun, sigur, în toată această poveste nu trebuie cumva uitate provocările specifice, provocările care stau în calea acestor investiții, și aici iarăși vorbim și de planul de investiții, pilonul 3, și de semestrul european care se uită la aceste provocări. Și s-a vorbit despre piețele financiare, care nu sunt foarte bine dezvoltate la noi, de necesitatea unei bănci promoționale, de îmbunătățirea capacităților administrative, care este un subiect în sine și ne bucurăm că este una dintre prioritățile majore ale acestui guvern, despre necesitatea unui grad mai ridicat de sofisticare a afacerilor, a spus domnul Dragoș Păslaru, și sigur, cercetare și inovare, dacă vrem ca această țară să nu se mai bazeze, să nu aibă ca și factor de atractivitate low cost în primele rânduri, și dacă vrem ca structura economică să se transforme și să meargă către activități cu o valoare adăugată mai ridicată. Dacă ne referim la proiectele mari, s-au menționat parteneriatele public-privat, pentru că și în spatele acestora, de fapt, stă îmbunătățirea performanței întreprinderilor de stat pentru a fi parteneri de nădejde ai mediului privat. Pentru că dacă vrei să construiești o autostradă mare, sigur că ai nevoie de acest parteneriat public-privat. Nu este un demers exclusiv al mediului privat, și aici implementarea ordonanței 109 în vederea îmbunătățirii guvernanței corporatiste acestor întreprinderi este absolut esențială. La IMM-uri s-a vorbit despre probleme legate de accesul la finanțare, dar s-a mers și în spatele acestei probleme. Care sunt problemele specifice din spatele acestui acces la finanțare dificil, și s-a discutat despre necesitatea de a îmbunătăți capacitatea de a dezvolta proiecte bune pentru a găsi finanțare. Este foarte interesant faptul că băncile consideră că planul de investiții ar avea șanse în România pentru IMM-uri, pentru că, în general, IMM-urile sunt percepute ca având un risc mare la finanțare, pentru că nu au colaterale, pentru că în aceste non-performing loans au fost destul de multe IMM-uri, și în contextul în care Comisia și Banca Europeană de Investiții vin și acoperă prima pierdere, băncile sunt mai dispuse să finanțeze aceste IMM-uri dacă ele vin, cu atât mai mult dacă ele ar veni împreună, în clustere, cum avem cluster IT Cluj, sau în jurul unor proiecte mari, dacă tot vorbim de cercetare inovare, Eli Măgurele. Și acolo, din câte înțeleg, și băncile ar fi mai dispuse să le financeze. Aș vrea să spun că noi am organizat o serie de evenimente pentru promovarea planului de investiții. În momentul în care această idee a fost lansată la nivel european, la sfârșitul anului 2014, vicepreședintele Comisiei Europene, Katainen, a făcut un roadshow în toate țările și noi am insistat să înceapă în România. A fost aici. Doamna Angela Filote, șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, a îmbrățișat foarte repede această idee a planului de investiții și a spus că dumneavoastră, atât ca româncă, cât și ca reprezentant al Comisiei Europene, nu vrea să vadă România ca o pată albă
pe harta Europei în care să nu existe niciun proiect și atunci, pe lângă această vizită a domnului Katainen, am organizat întâlniri cu 4-5 camere de comerț, am organizat împreună cu BEI întâlniri foarte foarte lucrative, cu, știți că dânsii sunt foarte pragmatici, deci au fost absolut senzaționale, cu managerii ai companiilor mari pe care i-am pus la oaltă cu bănci și potențial investitori pentru a înțelege de ce nu sunt proiecte pe piață. Sigur, Ministerul Finanțelor Publice a organizat evenimente în care tot așa au încercat să pună la oaltă investitori cu bănci. Acest eveniment este cumva în același spirit, dar am zis să-l mai complicăm puțin și să-l punem împreună cu semestrul european pentru ca să discutăm despre provocări. Deci acum organizăm acest eveniment împreună cu Banca Europeană de Investiții și cu ministerele care sunt responsabile în România, Ministerul Economiei și Ministerul de Finanțe pentru planul de investiții și aș vrea să le mulțumesc pentru colaborarea excelentă în pregătirea și organizarea acestui eveniment. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc celor de la BEI, au venit de la Luxemburg, câțiva dintre ei până aici, colegilor mei de la Comisie care au venit de la Bruxelles.